Administrația publică a orașului Tăuții Măgherăuș face un bilanț al anului în curs care e pe cale să se termine. Principalele provocări au constat în problemele generate de războiul din Ucraina, care ne-a dat peste cap tuturor viața. Edilul Dumitru Marinescu mărturisește însă că s-au făcut eforturi astfel încât populația să resimtă cât mai puțin din aceste greutăți. A fost un an greu și a fost un an care am încercat să-l facem să fie nesimțit de către populație, de către cetățenii noștri, tot e rău, și să aibă să nu simtă greutățile cauzate de pandemie, de război. Lucrurile au mers înainte, încercăm să facem și să implementăm cele mai bune proiecte pentru orașul Tăuții Măgherăuș. De la noul an, oficialii primăriei își doresc în primul rând pace. În 2022 au fost atinse o serie de obiective importante, precum finalizarea parcului Hoșteze, dar și realizarea de parcuri de joacă pentru copii în toate cartierele. O altă reușită se referă la extinderea rețelei de gaz în localitatea Băița, oferind astfel condiții mai bune de trai locuitorilor din acea zonă. La noul an așteptăm să fie mai bine, să fie pace și să ne putem continua proiectele și să putem oferi cele mai bune condiții de trai în orașul nostru, Tăuții Măgherăuș. A fost un an important pentru că am reușit să obținem finanțări pentru proiecte importante, pentru canalizare, pentru extinderea rețelelor stradale, pentru iluminatul public, reabilitarea clădirilor. În 2023, autoritățile publice își doresc să continue investițiile de dezvoltare a orașului, mai ales în condițiile în care s-au obținut finanțări pentru o serie de proiecte importante. Printre prioritățile pentru anul viitor se numără inclusiv lucrările în eficientizare energetică a unor clădiri publice, prin montarea de panouri solare pentru a reduce din consumul de energie.